Salutare, bine ați venit la TR România, Alex aici cu un nou clip de Warcraft 3 Reforged. Nu am mai jucat de o săptămână și am zis că ia să jucăm un pic GLHF. O să mergem la... nu știu la ce build să merg, să fiu sincer. Cred că mergem la Footman și după aia la Rifleman. Facem încă unul care îl punem la copaci. Așa, următorul la gold. Îi dăm un GLHF. Indiferent de dacă o să câștig sau dacă pierd, o să-l pun pe YouTube. Fiindcă așa e și normal, trebuie să pui și meciurile care, na, joci mai rău, nu doar cele în care câștigi. Hai că încercăm ceva diferit. Încercăm Blood Mage pentru prima dată. Mulți, na, preferă... punem asta aici și tu treci tot la gold, următorul la copaci. Facem un footman și o să mergem cu Blood Mage, încercăm să dăm flame pe cred că el este Night Elf, dacă nu mă înșel. Hai că mai facem încă o fermă aici și încă un footman. Și mergem pe deci, deci asta, trebuie să ne iasă și celălalt, alegem flame-ul, hai să facem creep. Deci aici e un fel de încercare, să nu credeți că de obicei build-ul în general este cu... Hai să mai facem încă unul. Tu treci la copaci. E bune? Hai să fugim. Deci el a mers la... Să facem și una... Mergem după el. Tu după ce termini. Hai să vedem ce are el în bază. Control 1. Și... Prea am eu mana, dar... Cred că încearcă el ceva... Nu știu ce a încercat. Cred că... facem și un footman. Hai
Tu aici. Hai, veniți în bază. Să dăm un upgrade la armură. Mai facem încă un foot, un rifleman. Foarte interesant meciul. Not gonna lie. Mai trebuie încă... Hai să facem creep rapid aici. Poate nu o să mă atace. Sper să nu mă atace. Hai să ne dăm mai în spate. Fugi în spate tu. Hai să ne întoarcem în bază. Mergem la Mountain King. Și hai să facem și clip aici rapid. Mai trebuie încă... El acum o să facă foarte mult creep. Mai în spate. Tu în spate. Hai să ne întoarcem în bază. Și poate nu o să atace. Luăm mina asta de aici. Hai înapoi. Hai să ne facem viața. Așa, facem și unde asta. Tu la copaci. Mai facem încă unul aici. Mergem și la scuturi. Să dăm un upgrade aici. Control 1. Hai să facem creep aici. Tu... Hai să vedem ce are el în bază. Încă o fermă. Oh,
God damn it. Hai să fugim. Am jucat foarte rău, am avut un avantaj. Bine că știu, level 3, level 2. Mergem la tier 3. Mai facem încă un turn aici. Oh, n-avem destul la copaci. Clar, o să vină să mă atace, dar meciul e destul de strâns. Hai să luăm și mana și o dăm dăm upgrade și la asta. Chiar foarte interesant meciul. Trebuie să vedem el ce mai face. Încearcă să-și revină. Da, n-avem destui copaci. Hai că ne mai iasă ăsta și mergem și și-l atacăm. Control 1. Tu mai fă un turn. Hai că cât așteptăm mai mult, cu atâta devine mai puternic. Hai să mergem aici. Trebuia să-mi iau o teleportare. Hai că mergem aici, fiindcă avem destul gold. Tu treci la gold. Ia să vedem ce să luăm noi. Luăm asta, luăm asta și luăm și Talisman of. Hai să-l atacăm. Control 1. Ne mai trebuie unități. Și asta e problema cu fugi. What the hell? Deja merge la
să mai punem încă unul la... Bă, cum să fie jucat așa de rău? Hai să facem un... ne trebuie un shredder. Ideea e că dacă mă atac acum, am cam încurcat-o. Fiindcă nu avem... Hai să mergem să dăm un... Vedem aici, a luat mina asta și el. Gold e destul, dar... nu, iar s-a blocat. Urăsc când se întâmplă asta. Why? Bă, chiar dacă perdeam, dar măcar nu te bloca. M-a scos din joc? În fine, nu știu ce s-a întâmplat. Până data viitoare, salut!